Vremea este foarte călduroasă, cum nu a mai fost de foarte mulți ani, iar mersul la mare și statul la plajă sunt principalele activități ale acestui anotimp. De asemenea, indiferent de situație, cu toții suntem expuși la soare și puțin dintre noi știm cum să ne protejăm. Trăim vremuri în care la modă este pielea ciocolatie, însă vacanțele prelungite la plajă fără protecție solară reprezintă principalul factor de risc pentru apariția cancerului de piele. Mai mult decât atât, orice expunere la soare are efecte dăunătoare. Este clar că razele ultraviolete, mai ales în perioadele când stratul de ozon se subțiază sau în zonele respective, afectează puternic pielea, putând merge chiar până la cancer de piele. Asta este cert. Chiar arsurile simple de la supraexpunere la soare sunt ele însăși periculoase. Se socotesc scorele 11, 4, așa erau când eram eu tânăr, între 11 și 4, după amiaza, cele mai periculoase ore și e bine să stai în casă, să te protejezi, să ai pălărie, să ai o bluză subțire care să te protejeze de razele ultraviolete. Sensibilitatea este diferită pentru fiecare persoană în parte, iar cremele cu protecție solară rămân în continuare singurele mijloace de apărare împotriva razelor ultraviolete. Țin minte, când eram copil, puteam să stau în soare dimineața până seara și nu aveam absolut nimic. Și alții, doar o oră de expunere, deveneau carne vie, cum se spune, da? Arsuri mari. Și aici depinde de tip de piele, de rezistența fiecăruia, de obișnuință și așa mai departe. Acum, când sunt tot felul de soluții protectoare pentru piele împotriva ultravioletului, e bine să fie folosite. Diferența între ele este destul de mică. Am dezbătut acest subiect, să spunem, una cu protecție 30%, 40%, 50%, peste 50%. Diferența între cele de 30 și 50 este destul de mică. În concluzie, e bine să le folosești. Dacă ai nevoie, eu acum, de exemplu, sunt la o vârstă, sunt la o simțare în care am nevoie să mă protejez. Când stau mai mult în soare, apelez la soluții. Asta este situația. Când eram tânăr, nu aveam nevoie. Este bine de știut că protecția solară nu trebuie realizată doar în timpul verii. Razele solare din restul anului sunt de asemenea periculoase, cu precădere iarna, atunci când este zăpadă, motiv pentru care se recomandă folosirea regulată a cremei de față și de mâini cu protecție solară.